orar numerate, a unei frumoase vârste de maturitate și a peste 4 decenii de slujire neîntreruptă și fără pregi a culturii botoșenene și a personalității sale tutelare, Mihai Eminescu, ne-a oferit prilejul de a-i acorda pentru întreaga activitate și pentru promovarea culturii, valorilor spirituale și a imaginii botoșanilor pe plan național și internațional, titlul de cetățean de onoare, acesta fiind cel mai potrivit mod de a ne exprima prețuirea pentru acest model de viață exemplar, dar și de a demonstra capacitatea noastră ca for cetățenesc de a aprecia și răsplăti merit. Lucia Olaru Nenati este unul dintre exemplele de personalități care, venind din altă parte, au rămas toată viața la Botoșani. Domnia sa a făcut foarte multe lucruri remarcabile în acest județ, adesea în condiții nu tocmai favorabile și nu odată, în ciuda multor piedici și adversități. Din anul 1972, când a ales la repartiție Botoșanii, datorită fascinației exercitate de personalitatea lui Mihai Eminescu, ea a contribuit decisiv la realizarea așezământului muzeal eminescian de la Ipotești, la instituirea constantă a zilelor Eminescu, la cercetarea și promovarea personalității marelui poet, sporind astfel considerabil zestrea culturală și faima acestui ținut. Merită menționat aici și reconstituirea repertoriului muzical preferat de Eminescu în interpretarea sa. Ca director al Teatrului Vasilache, a contribuit la transformarea acestuia într-o instituție de prestigiu și de circuit național și chiar internațional, așa cum reiese și din impozanta lucrare dedicată Teatrului de Păpuși din toată țara, semnată de universitarul ieșan Toma Cogi.